Și de asta spun că această alianță sau, să spunem, acest compromis pe care îl facem, ăsta trebuie să fie rezultatul. Pentru că altfel nu are nimic de câștigat. Nimeni nu câștigă nimic din chestia asta. Iar în ceea ce privește, să zic, modul în care se va duce mai departe acest compromis la nivel guvernamental pentru moment, nu știu dacă acest compromis de la nivel guvernamental va afecta și în teritoriu activitatea celor două partide. Deocamdată, la nivel local, exact cum ai spus, am văzut că domnul Mânzân a declarat foarte clar că în urma unei eventuale alianțe el nu va oferi niciun post de vicepreședinte la Consiliul Județean, ca atare extrapolând, cred că nici domnul primar Cristian Genta nu are vreo pretenție. Adică lucrurile, din punctul meu de vedere, cam acolo suntem. În momentul în care, exact cum am spus, se va ajunge la o eventuală aplicare a acestei alianțe și la nivel teritorial, atunci la momentul oportun și la momentul respectiv vom vedea ce decizii vom lua.